sunt din partea asociației APSCO și cred că într-un fel ne luptăm pe aceeași segment, în sensul că problema noastră principală se referă la lipsa aproape completă a serviciilor psihoncologice. Adică suportul psihologic pentru pacienții oncologici adulți este absolut o problemă, nu știu cum să vă spun, e o prioritate, ar trebui să fie o prioritate uriașă. În România avem mai puțin de 20 de psihologi în toată țara, în sistemul public de sănătate, care lucrează cu bolnavii de cancer. Iar la dumneavoastră, la CNAS, dacă înțeleg bine, aveți peste 100.000 de dosare anual în programul de oncologie. E o problemă care trebuie rezolvată, în primul rând, prin programul național de control al cancerului, care stă în sertare din 2016, a și expirat sau în curând va expira în 2020. Eu sper din toată inima că în 2020 o să avem un plan național de control al cancerului cu o perspectivă integrativă. Nu știu și nu cred că ne mai putem permite să ne jucăm pe partea asta și nu avem niciun registru național pe adulți, deci pe bolnavii de cancer adulți. Este o problemă uriașă pentru cercetători, pentru sistem, pentru toată lumea, de fapt. Și ceea ce au reușit Pavel și multe alte organizații să fie un registru național al copiilor afectați de boli oncologice, ar trebui să existe și pe partea de adulți. Și desigur, când vorbesc de serviciile psihooncologice, trebuie ele și bugetate, adică e o idee foarte frumoasă să punem într-un plan. Dar rugămintea noastră către CNAS este să le deconteze, cel puțin o parte dintre ele. Aceste servicii sunt extrem de importante în tot ce înseamnă colaborarea cu sistemul medical, calitatea vieții și multe alte aspecte psihologice și sociale care sunt absolut esențiale în momentul în care ești afectat de o boală oncologică. Și desigur ne dorim să avem două profesii noi în cor. Deci există un psihooncolog, o profesie serioasă, acreditată, că astăzi oricine poate fi psihooncolog și chiar sunt unii care se folosesc de acest lucru, și trebuie să avem asistent social cu competență în oncologie. Adică această problemă nu se poate rezolva numai din punct de vedere medical. Iar colegii de la Pavel sunt un model pe partea de copii. Ne dorim mult să avem aceste priorități, cum să spun, într-un cadru cât se poate de comun și cât se poate de rapid, fiindcă aceste necesități sunt uriașe, adică un pacient din doi se confruntă cu aceste probleme în fiecare zi. Și sunt lăsat singur de obicei sau în seama familiei. Cam asta. Mulțumesc foarte frumos!